Bună seara, bună seara, suntem la pescuit de șalău. Băgăm muștele aici și mânușele de neopren. Hai să vedem ce fac băieții noștri la șalău. Musculițe. Și atată. Atată și montajul. Asta e montajul cu musculițele și cu plumbul. Hei, ia uite bă și cu râmă, sărăm noi mai puțin acum. Pă, ceața asta, bă. E gata, acum a făcut. Gata, bă, ce? Vedeam să dau cu alea două blete la șalău. Mă făceam eu de râs acum. Trebuie să te mergi acum sau pleacă? Acu? Păi da, dar nu-i da aproape. Nu, tată, dă-i la 20 de metri și au două ușor. Așa i-am luat-o, soră. Păi, eu spui secretele și tu dai lângă zid. Păi lângă zid este foarte greu, să știi cu cât scad șansele. Cam cu 50-60, așa că îți dai seama că... Păi nu dă-i la 20, dar la 10 dă-i. Păi nu la 10, mai încolo. Am impresia că e vreo gaură băgată acolo. Păi dar ai mai șanse, nu-i jos la cădere, îi dădeam de poarte, dar cât se ducea firul. Și după aia luam la puricat și odată, bam, că nu știi pe unde dă-i de el. Înțeleg figura? Dar eu așa am dat, când dau pe verticală, n-am șanse așa. Așa, perfect. Păi ce te deranjează? Că oricum o ia. Mie acolo când am dat-o, m-a luat-o în gădere. Întindeam firul și-l trăgea de bus. Ce a rămas? Au fost o fază frumos aici și am dat cu tuisterul. Păi da, în budul, știi? Aha. Eu am văzut, a sărit ceva și l-a luat, știi? Și dum, sărea peștele, vreo 20 de minute s-a auzit așa, știi? Mă uitam la el, se ducea firul după muleta și eu mă uitam la el, era drag, știi? După aia gândeam, bă, băgam în jucioare, l-a luat safatul. S-a luat-o firul. Da. Intră cu el în pălaș și eu mă uit ca prostul. Dar l-ai prins, nu? Nu! L-ai prins? L-a scuipat. A, l-a scuipat, ia. La ce-a mers? La roșu. La roșu, da, păi... Bă. La roșu, da. La roșu îi place, dar trebuie gâdilat-o leacă. Stai că-l gâdil eu acolo. Fi dat drumul ăștia la apă de să-mi furtea pe asta? Mamă, ce cioță. Uite mă, cam și cum aș da eu, fii atent. Ai văzut? Mă, așa. Hai să mă vedem acum, da. Dacă luăm ceva pe ceasa asta. De Crăciun după Crăciun acum. Hai să se ducă la fund. Bine că îi puseai unul de 30, că... Că am dus lipsă de... Gata, s-a dus sirul pe fund. Se strânge și se încearcă norocul. Ia uite. Gata, l-ați băgat la trasa? Genia. A, e bine. Frumos. Nu vezi ce lucru că intră în baltă cu niciun până peste. N-ai venit Gigele? Vii la 4.23? Adică vreau să zic că ieri am dat la 4.23. Auzi-o pe ceața asta? Aha. Să stai, că nu trebuie să-mi larg. Da. Ia! Mi-a trăit și mie lângă taluzaci.
Deci nu trage în larg. Ne explică patroane. Dacă nu știi să prinde la mușcă și la cal, în viață, de acolo, vină la lecții dacă... Păi da, la exerciții aici. Nu vine la lecții. Bă, dar era mușcă Moldova. Bă, ce înseară. Aveam o altă cumare. Era de alea verde. Și ce ție? Ce prins acesta are? Ce mă, nu poți să înghizi, mă? Cred că e și bibanul. Dar mai încerc, mai mult. Eu nu prea îmi place pe verticală asta. Îi dăm mai în larg, ăla. Nu i-a sosit ceasul. Să-i aducem noi ceasul. Nu i-a aduc unul dacă așa l-aruncă. Da. Așa pățeam, la clean pățeam așa. Tot așa, pe seară începea nebunul să muscresc. L-ai simțit? L-ai simțit? Aici lângă zi trag mai des, așa, da. Lăsa și ui, băi. Deranjează ceața, mă. Dimineața am luat unul frumos sub pod încolo, mă. Când edeam de acolo, de la țavă. Păi cam pe la 8 așa a început. Aha. Carasul după aia, la 10. Și carasul, da, mai târziule. Sunt exact pe lângă el. Urcule, nu mai sunt. Stai liniștit, stai liniștit. Urcule, că mai sus. Două găuri. De acolo. Cădă mai larg. Ce ceas asta? Anunță fric ceva, am. Am vorbit cu ăla să iau un generator de alegeri, mai face. Bag noaptea un reșou cu... Generatorul? Să fie mare. Ha? Să fie mare. Păi are unde la Honda, ce? Păi ce să-mi ducă? Mie să-mi scoată 2,20, că după aia... 2,20, da, amperajul. De cât trebuie să fie? Păi trebuie să fie peste 1500, 2000. De watt. Păi cea mai măruntă rezistență are 1000 de watt. Nu? A, zici că amperajul la... Puterea lui. La generator. A, ca să poată să-mi ducă mie aia? Da.
Dacă nu arzi. Ar generatorul? Ar bobina generatorului, da. Păi și atunci? Sunt unele pe mări mai mici, nu? Da. Eu am, de exemplu, 2200 acasă, acolo, pe centrală. La ăla, dacă bag rezistență de 1500? La revedere. Eu nu știam. Nici ăsta nu i-a zis. Păi nu, dacă e pe motor Honda, ăsta are, scurbă, sunt 1.8, 2.2. Depinde și ce motor Honda, ce e 120, 130. La așa, de obicei, sunt 160, la 6.5. Păi las consumă și ăla, eu cred că mai degrabă faci cu mașina. Să iau un convertor de la? Adică să bag la brichetă și să spun? Nu. Da? Mașina o pornești, dar ok. Nu mai ții. Păi invertorul nu-ți merge, mai mult de două becuri. Deci generator n-aș fi așa bun, consumă și mult? Păi, sub 300 de grame la oră nu consumă nici gol. Se urcă până la 1 kg pe oră. Pe oră. 10 ore, 10 kg. Dacă mergi cu mașina 10 kg la relativ. Păi și dacă merg cu mașina la relativ, cum consumă mașina? La relativ cât trebuie să consumă? O oră. Păi mergi o jumătate de oră la două ore. Dar a făcut cald numai. O oră. Păi și de alea de încărcat baterii? Rezervoare? Eu vreau să încarc bateriile la cameră, uite, să se duce bateria, ziceam să o încarc, știi? Pentru mașină trebuie, nu? Nu, zic bateria asta de la camera. Așa. Și ce ieșire are? Ai încărcător special? Da. Ăla e la tine? Nu, nu. Și să bagă în bateria în... Ia să-i deci. O văd. Dar n-am... Am încărcător de baterie, dar n-are pentru asta. Păi nu... Ziceam eu când să fac sistemul, înțelegi? Zic, bă, să-mi iau cum să fac. Adică eu trebuie să încarc niște baterii. Dacă iau 4 baterii și înregistrez o zi întreagă, da? Da. Și vine seara, după alea de... sunt descărcate, trebuie să le încarc. Păi nicio problemă, ia încărcătorul la tine. Că e pe curent, că o baterie nu e problemă. Și că așa puteam să-ți aduc invertorul meu. Asta, convertorul. Îl băgai la brichetă și îți încărcai bateria, știi? Nu merge pentru așa ceva, știi? Are 100 de watt, puterea. Și scoate 220. 220? Păi are și un prieten de la mine, la Severin, când am fost la Scrumbie. Păi nu, de la vreau să cumpăr și eu convertorul. Da, dar nu duce rezistența la... Păi nu, că... Aia cu... cu încălzirea, putea să-mi facă și cu un sirocod în ăla. Ala, da. Pentru încălzirea mașinii. Da. Și pentru încărcarea bateriei să încarc de la... Să încarc de la bateria, de la... Da, da. Sau să-i fac eu o baterie separată. Asta, dacă o țin, nu se duce bateria, se duce bateria de mașină. Asta se încarcă în două ore, în gri. Ia puțin curent asta, mă, nu mănâncă bateria. Tu, mă, dracu, îi dai vânt în jos și o pornești cum ar veni la vale și o... Și gata. La mașină. Auzi, dar nu mai dai grabă. Fac eu o probă dacă l-am mutat de baterii cu o baterie separată. Cum? Și asta nu se încarcă bateria asta? De mașină se încarcă. Păi, da, mă, uite că vezi cum vine-o pe aceea. Mi-o dai acasă și te încarc pe redresor. Dimineața ți-o aduc full, nu e problem. A, deci bateria se încarcă pe redresor, da, nu? Da, nu e încarcă. Dar redresorul vezi, trebuie să-l bagi la curent? Nu-l bag la mine acasă. Acasă.
Nu, eu zic, dacă plec așa pe teren, să fiu pregătit. Să trăiți sănătate. Sănătate, seară bună. E cașalău, nu eu. Tu la muscă? Uite, bă, frate. E cașalău ăsta. Deci, eu ziceam să fiu pregătit pentru unde mă duc, înțelegi? Eu sunt de acord, e foarte bun generator, dar are o inconveniență, e consum, nu o să convină să... Nu, să îl ții atât. Eu mi-am cumpărat generator pentru centrală și nu-mi convine. Bag convertorul la ăsta, cum e ce, la pichetă. Merge centrala până dimineața și am și curent dimineața, să părăgoși. Aaa, de la baterie? Da. Dar că e mai bun ca generator. E mai economic. Pentru chestii noi ăștia, vezi că componentul de centrală la centrală are 30 de watt. E direct cât se consumă. Acum generatorul dă-l tot pornit, ori gol, ori un consumator, el tot mănâncă, nu? Tot mănâncă. E normal. Da. Da, asta ia cât merge. Asta ia dacă ia din baterie bine, dacă nu ia, nu ia, știi? Da. Rămâne bateria plină. Dar ce, nu sunt și baterii mai mari? De exemplu, dacă aș lua o baterie mare. Nu zici să o folosesc special, dar așa ceva. Da. Păi poți să o pui și pe mașină. E o baterie de aia de tractor, știi? Păi, cu ea nu ai treabă. Și merge pe mașina aia de tractor? Ce cum să merge? Tot 12 volți are. Dar de ce? Are putere mai mare? Are amperajul mai mare. Mașina ta pornește cu baterie de la 45 ampere în sus. Da. Acum, de exemplu, eu am dat jos pe Golf-ul ăsta o baterie de 72 și am pus una de 65. Merge și cu aia, nu știu, mai nouă, aia l-a făcea pe nevoie. Aha. Dar e bun așa. Dacă are amperajul mare, se descarcă mai greu? Da. Aș trebui să mă hotărăsc cu generatorul ăsta în prea. Cheltuia la marele. Bagi la bambă benzină, bă. Și pe el, că nu îmi iei cu... Degeaba cu mărere. A, două. Am dat. Așa, convertorul ăla îl găsești pe la Ocean, pe la metru, pe ăsta. L-am dat pe la 200 de mii. Mă rog, găsesc la... Deci mai trebuie doar din ce să tragă el, adică o baterie. Poți să-ți iei o baterie pe rezervă la tine, știi? Pentru mașină. Da. Ai folosit-o noaptea pentru un bec, pentru ceva. Dimineața, dacă nu pornește cu asta, o pui pe rantă. Ora 5 minute pornită mașina, s-a încărcat-o. Știi? O ai pe rantă de rezervă. Ca să nu rămâi vorba aia, știi? Pe unde te duci, pe marul, bă, se va așa, te duci să rămâi cu... A, zici că dacă se descarcă una, o pui pe altă? Da, pui pe rantă, ai pornit mașina. Ai pornit mașina și după aia o pui pe aia descărcată. O pui pe aia descărcată și... Că merge. Că și eu am rămas în pană odată și a venit unul și mi-a doar. Dar a mea nu era goală și mi-a încărcat o alternatură. Păi e mai bună varianta asta. Și în cât să încarcă asta? Deci aici că nu mergi nu știu câți kilometri. Bă, într-o jumătate de oră să încarcă. Să încarcă, și dacă e bună ea, e proastă, nu se încarcă nici în 2 zile. Dacă e de-aia veche. Da. Ia, da, cioc ăsta. Deci trebuie să iau o baterie bună. Cu amperaj mai mare. Dar dacă ai amperaj mai mare, nu trebuie și alternator mai mare? Nu, tot cât știe, bagă curent.
Dar după aia, cu amperajul mai mare, nu se mai încarcă într-o jumătate de oră, se încarcă într-o jumătate de oră, într-o oră, știi? Aha. Exact cum ai avea o găleată în care acumulezi curent, știi? În care bași tu. E găleata mai mare, bași mai mult jos. E găleata mai mică, într-o oră. E găleata mică, mănânc o dată, e găleata mare, mănâncă trei familii. Și după aia, dacă am, iau convertorul de ăla și am curent. Da, auzi, dar sunt curios la ăla cât, dacă bag la curent și vreau să bag un reșeu. Mănâncă reșeu. Le găsesc convertoare și de 3000 de watts. Le găsesc și de putere foarte mare. Dar îți mănâncă bateria repede. Îți mănâncă bateria repede. Uite-l, bă. Și-a luat aici. Păi nu-i. Și înseamnă că de... Da, de căldură să iau un sirocul de ăla. Sirocul e ca... Ăla e ca sobița, știi? Numai că are aprindrea pe... la magie. Uite, bă, trei la muscă, bă. Musca de Pitești, mă, uite. Ce-i, frate, ce-i? La muscă, mă. Pă, ce ați acum? Trei din trei, ca la Lotopron. Facem, facem. Așa, deci cu căldura orezul cu sirocou. Aici mai... Și cu lumina... Sirocou, dar să știi... Să vedem cât îmi ia mie ăstea. Ai găsi sirocou și la ăștia la dezmembră, știi, dar... Să găsești pe cineva care să știe să-l și monteze. Păi am pe cineva un mecanic. Ei, da, ești la dezmembră, cât de ai pe el, așa, că al nou e scump și ala, știi? Dar nu are treabă, vreau. Am un mecanic. Și după aia mai rămâne ca la convertor, lasă, bagă ăsta de la baterie, știi, că ăla are și la ieșire de 20 și să bag cablul la baterie să vedem cât... Cine are sirocul? Când mănâncă. Sirocul. Nu zic sirocul, zic pentru încărcarea la baterie. Să vedem. Bateriile astea le încarci ăștia. Le încarci 4 baterii fără probleme, fără să mai pornești motorul. Deci ăștia îți garantez în aici, ăștia mănâncă puțin, dar se încarcă, ăștia ca să le încarci foarte bine, trebuie să le lași un timp. Ce i-a dat scură, bă. Păi nu, dar de dacă am bateria aia separată, cum zici tu? Nu trebuie, doar pentru încărcatul ăsta, nu știu. E, dar e bună la conungent. Nu, e foarte bună. O baterie aia. Știi că a venit Gigel, mă. Deci e bună acolo așa. Păi mai bine fac așa, îmi pun sirocul, că mi-a și zis ăsta, bă, cu sirocul. Eu cred că știe el ce știa. Cred că știe el că consumă... Că consumă... Că mi-a propus și varianta, adică să iau și de la... la... Și apoi eu cred că aș lua prietenul meu, că așa un băiat inteligent vine și își bagă la mașină când mergeam la Scrumbie, știi? Și bă, ăla... Nu avea treabă. Nu se luate, mă duceam cu Bucușar, mă duceam la Tulda. Aha. Și a stat eu, ăștia nenorocite, nu vedeau drumul la... Asta, cum zice, la poartă să intri în piață. Aha. Eram primul la ușa acolo, la poartă. Am stat în vreo 2 ore, aveam un Citroen. Ia uite, ia, mare atenție. Ia uite, mă, bă, frumos, mă. Cu tot cu ora dinainte sau cu băs cu tot? Ce-a început să le plec? În vreo 2-3 ore s-a răcit mașina, știi? Și-am pornit mașina și-am adormit măcar. I-am găsit dimineața pe ăștia, stăteau și se încălzau la grilele din spate. Știi pe unde scotea mașina aerul și cald stăteau și se încălzau.
Era un pas de Mihai, băi, o, puteai încăp să te hâdâne norocii, de ce? Nu spusă-și, bă, măcar ar mânca, ai trecut toată motorina. Așa. Și dacă spuneam, dacă te trezam, stingeai ăsta și înghețam de frig, eu, o, frig, al lui, să trăs aceea ca la, ca la reșuv, că îl zrăsc la sobă. Așa. A, și pe asta o pornești, după aia o încarci cu... cu mașina. Pe bateria, să zic așa, bă, no, consumă. Așa trebuie să-i trebuie să mai dai pe aia și nu să o pui pe aia, știi? Decât îți faci 2 crești... Și șupie. Aia, da drum. Îți faci 2 crești și ai agățat de ei și ai pornit și ea nu mai bagă curent în aia ta plină. Bagă la strantă, știi? Trebuie să o mai dai pe aia jos, să o mai pui pe aia. A, și leși clești de aia. Leși clești de aia, numai să fie plusul pe plus, minus pe minus, știi? Și n-ai seama. Deci cum ai revenit, mergi cu două. Mergi cu două, da. Nu uitați, ce scot unul alt, uitai. Să dă mai larg, Olegă. Păi nu văd că uite. Ia că-ți pe aia după malul alt. N-o fi ziua noastră, a fost... ziua noastră a fost ieri. Mai insistăm, mai insistăm. Că nu e noapte, ziua crește. E doar ceas așa, Olegă. Avem o jumătate oară. Mai dat-o noaptea, dar nu... Hai? Aia momit, am zis, bă... Știi cum am zis? Am zis... stai așa să vezi, m-a pus să le niște mușteri, am văzut să mor după ziua de ieri. Le niște muște. Am pus lanterna la pe cap sus, între căciulă și alea. A zis, bă, să stau întins așa o leacă, să mai să întindă oasele. Și așa m-a apucat și nu știu, m-am trezit târziu de tot. Mă uitam lanterna, lumina aprinsă. De 2 ori mi s-a întâmplat. Și după aia zic, bă, gata, le închid și vineta să-mi lăr. Dar nu m-am luat. Și după aia am închis, m-am trezit. Bă, nu, am pus ceasul să sune la patru, n-a sunat. Ce ceas nebunul ăsta. Și m-am trezit la 6 fără 20, dar mai făcut niște muște. După m-am trezit la 6 fără 20, făcut niște muște, că nu mai aveam, că le-am dat ieri. Aveam vreo 10 linii, ce? 10 linii le-a luat băzi imediat. Ce doamne, da, păi nu mai linii. Păi în seara asta nu mai pierd timpul să mai caut eu șalul noaptea, că nu trage, am stat aseară. Mă puc mai bine să le niște linii, niște. Că mâine la prânz plec. Nu știu dacă mai e băiatul ăla pe aceea. Trebuie să vină în altă zi. Mai stau o zi că mă duc să plătesc niște alea, să deschid și telefonul. Păi e, dar nu știi dacă... Noi am luat și pe astea, dar... Nu știi ce regim are dacă se ridică în stratul de... suprafață, dacă e între apă, dacă fuge de ce. L-a luat? Nu, e băgat pe zonă pe acolo. E cu simțul așa de aici. Aici e treaba cu simțul. Îl nervam. Trebuie să fie și el pe-n zonă. Da, am zis să stau mai multe zile acum, că am fost la Scrumbie, ne-am învârtit. Unde? 2 zile. Am fost pe la... în gura Oltului. Ne-am învârtit 2 zile, am intrat cu barca, ăsta avea o barcă de suflată. Lua unul după mal, dar după mal era următoarea treabă. Trebuia să ai răbdare, mă, că dacă trecea bancul și nu mai aveai răbdare să dai și ai și prins într-una, plecai. Și ăla, după ce venea bancul, iar să-l halea și lua. Și ăsta așa, ăla a făcut 7 km după mal și noi am luat 2 pești cu barcă. Că ne-am dus pe curent, unde face curbă râul la stânga, era un localnic acolo, ăla avea o barcă mișto de aia de lemn. Ăla l-a omorât, Scrumbie. Și după aia zic, bă, nu mergeam, mă, că știu eu un loc, hai la Izbicin.
Când ne ducem la când ne ducem la Izbiceni? Zice ăsta de acolo. Păi de ce ați venit, domnule, că aici se bagă curent, să nu e niciun pește. Și într-adevăr, nu mișca nimic pe acolo. Hai înapoi. Au trecut la felul 2, la curent. Da. Zic, dacă așa stă treaba, hai înapoi. Și când am zis înapoi așa mai spre seară, nu se murgise, când am zis pe podul care e între Izlați și cu turnul Măgurele, vă, juca niște pește pe apă. Noi, hai pe lateral, că avem muștile astea, o fie avas, să dăm și noi în avas. A, dar pe stânga nu lua nimica. Zic, bă, cred că sare pe malul altul, că așa vedeam noi. Trece pod, dă-i pe malul altul nimica. Dar ăla face, hai bă, sus pe pod. Hai bă, sus pe pod. Să făcuse, uite, cam ca acum, așa. Ei, a băgat ăsta muște, țac, țac, bă, am luat scrumbia. Du-te, bă, deci, tu începături, luam scrumbia. Știi, așa, rapid. Că încolo o scrumbie. Iete, bă. Bagă de nou altă scrumbie. Bag și eu, iau și eu. Ia la patru, eu vreo două, trei. După aia